but I'd like to introduce Ms. Ana Maria Stroya with the Ministry of Environment and Sustainable Development, and she will be discussing green public procurement and some specific issues, how they relate to green building. În primul rând, când vorbim despre achizițiile publice ecologice, trebuie să menționez faptul că acestea nu se referă în mod special la construcții, dar se referă și la construcții. Și prezentarea mea de astăzi încearcă să se uite mai ales în acest domeniu, totuși fără a renunța, vă spune și partea puțin mai generală, cum am ajuns să promovăm achizițiile publice ecologice. Am pornit de la o nouă tendință care se manifestă în domeniul protecției mediului, aceea de a ne orienta spre produse și servicii. Exista înainte o altă tendință de a te uita la factorii de mediu și de a-i proteja. Nu? Protejăm apa, protejăm solul, protejăm aerul. Acum ne uităm la produs, pentru că produsul va polua dacă nu este durabil, mai târziu și apa și solul și mediul în general. Noi recunoaștem, e oricum evident, faptul că produsele influențează mediul pe întreaga perioadă de viață acestora, de la felul în care obținem materiile prime în procesul de producție și până la eliminarea acestora. Bunurile și produsele pe care noi, societatea, le producem trebuie să fie durabile și din punct de vedere al mediului înconjurător. Bun, și ce poate face administrația publică? Administrația publică poate să contribuie la crearea unei piețe de produse și servicii ecologice. Autoritățile publice, conform unui studiu făcut la nivelul Uniunii Europene, cumpără echivalentul al 16% din produsul intern brut. Aceasta este o cifră imensă, care, dacă este orientată corect, cu adevărat poate crea o piață de produse și servicii ecologice. Și dacă e să dăm o definiție achizițiilor publice ecologice, înseamnă faptul că administrația publică integrează criterii de mediu în toate fazele de procedurii de achiziții. Iar în acest fel se încurajează răspândirea conceptului de tehnologie de mediu, se îmbunătățesc produsele și serviciile din punct de vedere al protecției mediului. Dacă e să ne uităm la ceea ce cumpără autoritățile publice, vedem că ele cumpără practic de toate. Știu că pentru majoritatea românilor această politică de achiziții publice ecologice este foarte nouă. Este nouă inclusiv pentru noi cei de la Ministerul Mediului. Cu siguranță nu este o idee românească, a pornit de undeva din nordul Europei, unde cele mai avansate state membre au deja 20 de ani în spate de experiență în domeniu. Noi avem un an și ceva, nu e prea mult, dar încercăm să ajungem celelalte țări din urmă, ceea ce nu e deloc ușor. În 2006, când s-a adoptat Ordonanța de Urgență 34, s-au transpus și cele două directive europene, directivele 17 și 18 din 2004, și în felul acesta s-a adus o schimbare fundamentală, pentru că ordonanța recomandă și permite și în același timp recomandă folosirea criteriilor de mediu în procedurile de achiziții publice. Astfel, pentru un achizitor public care dorește să facă achiziții publice, ecologice, el are posibilitatea de a introduce criterii de mediu atât în obiectul sau în denumirea contractului, în criteriile de calificare și selecție, în specificațiile tehnice ale caietelor de sarcine, în criteriile de atribuire ale contractului sau în clauzele de performanță ale contractului. De asemenea, tot Ordonanța 34 pe 2006 vorbește și despre posibilitatea de a se folosi eticheta ecologică. Eticheta ecologică este recomandată pentru că pentru un achizitor este foarte ușor să deosebești un produs ecologic de altul neecologic prin simpla etichetă care se aplică produsului, astfel încât nu mai e nevoie să citești mii de teste de laborator și de analize ca să tu, achizitor, să trebuiască să fii expert în acel moment. În momentul în care un produs are deja eticheta, ești deja încredințat că respectă toate normele de mediu pe care le-ai cerut și îl poți alege fără probleme.
Principala provocare pe care o avem acum la minister este de a întocmi Planul Național de Acțiune pentru Achiziții Ecologice. Ce dorim noi prin acest plan? Dorim, în primul rând, să protejăm mediul, dorim mai ales să îmbunătățim performanța de mediu a produselor și a producției și dorim să avem o administrație publică mai bună, mai inovatoare, care folosește produse și servicii ecologice pentru sănătatea noastră, a comunității noastre și pentru bugetul mai mic pe care aceste produse și servicii ecologice le presupun în final. Avem 8 grupe de produse și servicii la care ne-am gândit, dar eu le-am ales doar pe 3 dintre acelea care mi s-au părut relevante pentru dumneavoastră. După cum vedeți, pentru lămpi electrice avem deja o țintă obligatorie de 100%. Noi am considerat că e o cifră fezabilă, odată pentru că majoritatea autorităților contractante nu cumpără foarte multe lămpi electrice pe parcursul unui an și prețul lor este, să zicem, relativ scăzut în comparație cu, să zicem, servicii sau produse mult mai mari. Pentru materiale de construcții și pentru mobilă și alte bunuri manufacturate, păstrăm deocamdată ținte voluntare, asta pentru că ne dorim, în primul rând, niște discuții mai concrete cu asociațiile, cu patronatele din domeniu, care să ne spună dacă aceste ținte sunt fezabile sau nu, dacă cât de repede pot să vină cu oferta de produse ecologice pe care noi, administrația publică, o așteptăm, care vor fi criteriile. Deci, deocamdată sunt voluntare, dar din 2014 încercăm să trecem pe partea de obligativitate. Sper ca până în câteva luni să avem și acest plan aprobat prin hotărâre de guvern. Mai concret, ce înseamnă criterii ecologice în caietele de sarcini? Păi va fi ceva care va arăta cam așa. De exemplu, excluderea anumitor materiale, hidrofluorocarburi, hexafluoruri de sulf. Avem nevoie de documente de testare din partea unui organism de certificare independent care să dovedească că nu conține substanțe periculoase, în cazul lemnului. Ne uităm la vopsele, încă o dată la certificarea lemnului, care trebuie să, prin care ne asigurăm că lemnul provine dintr-o pădure în care este gestionat durabil, prin certificare, că îi putem asigura trasabilitatea. Iar în ceea ce privește lămpile electrice, ne uităm la conținutul de mercur, la durata minimă de viață și la eficiența energetică, care trebuie să fie clasa A sau B. Aceste criterii, de exemplu, criteriul pe lămpi electrice copiază practic criteriile folosite în eticheta ecologică și care sunt valabile la nivel european, la fel și pe lemn, de exemplu, nu există astfel de etichete în Europa, dar există deja cazuri de bune practică pe care încercăm și noi să le introducem în caietele de sarcini. Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră, Comisia Europeană a redactat acum câțiva ani manualul pentru achiziții ecologice, prin care încearcă să ajute să lanseze cu succes o politică în domeniul achizițiilor ecologice. Este un manual foarte ușor de citit, care urmează logica și structura procedurii de achiziții și chiar vine cu soluții la diverse spețe, la diverse cazuri practici. Suntem acum în faza de a aplica la programul de cooperare norvegiană. Știu că a fost o prezentare ieri pe această temă. Iar prin acest program ne dorim să dezvoltăm criteriile ecologice pentru categoriile de produse
propuse prin Planul Național de Acțiune, deci cele 8 categorii de produse, practic dorim să chemăm toți actorii implicați, toți producătorii, asociații de producători, comunitatea științifică, care poate a universitățile au ceva de spus pe tema asta, și a face niște un set, un ghid de pe criterii ecologice care să fie agreat la nivel național și care să fie general valabil oriunde în România. Dorim de asemenea să mergem în fiecare regiune a României și să instruim achizitorii publici. Aceasta iar este o parte foarte importantă a planului nostru, pentru că ei trebuie să știe cum să facă achiziții ecologice. Este cu siguranță mult mai dificil sarcina lor decât dacă ar face achiziții clasice de produse. Și vă mulțumesc pentru atenție. Aici aveți datele mele de contact și nu ezitați să mă sunați sau să-mi scrieți dacă aveți întrebări pe această temă. Mulțumesc!